statistică, eu am timp de asta. Eu pur și simplu încep tratamentul și vindec pacientul. Asta este bucuria mea, practic. Asta mă bucur, asta mă ține pe mine. Fiecare pacient pe care l-am vindecat este eroul meu. Eu nu o să folosesc niciodată ivermectina. Nu înțeleg, un antiparazitar ce caută într-o pneumonie. Cum n-am înțeles caletra care se dă în SIDA ce caută în pneumonie? Nu înțeleg dacă o să mă conving, o să vedem rezultate extraordinare, n-am o problemă. Mă duc pe ivermectină. Am zis că e foarte ieftin. Deocamdată nu știu ce efecte miraculoase poate să aibă. Eu am avut un pacient care după 3 zile de ivermectină m-a sunat pe mine, dar doctor, salvați-mă, cum a venit, a sunat, a fost să mă arunc de la etaj. Deci atenție la tulburările psihice pe care le determină. Eu zic că lockdown-ul nu face bine. Eu zic că masca nu face bine. Eu aș fi mers tot pe varianta englezească cu imunizarea de turmă, să știți dumneavoastră. Am fi scăpat, practic, măștile. Eu tot timpul vorbeam și cu pacienții mei, Dumnezeu a lăsat orificiile astea, cu un scop, mai. De ce le blocăm noi? Eu întreb. Nu cred că ne-au făcut, ne-au scăzut imunitatea în ultimul hal. De asta acum nu mai știm ce-i gripă, ce-i viroză, ce-i COVID, nu mai știm nimic. Imunitatea noastră este prăbușită. Statul în casă, masca, aici am ajuns. Eu am fost foarte surprinsă totuși, că încercam să dau naștere pe Facebook la niște dialoguri despre tratament. Mie asta mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. Hai să încercăm să găsim o schemă. Nu am găsit niciodată nicio aplicare spre tratament. Pe mine asta m-ar fi interesat. Acum îl facem. Cum îl tratăm? Cum facem să ne ajungem pe mască CPAP sau ventilator? N-am găsit, n-am avut cu cine să discut. Foarte, foarte puțini medici care au fost mai tranșați și mi-am gândit și am așa. Foarte puțini. Pagina de Facebook a mea e publică, doar să văd rezultatele acolo, like-urile, florile pe care le primesc, eroii mei, sunt acolo. Cum n-au fost văzuți totuși în anul ăsta, într-un an de zile? Și acum, după un interviu care mi se pare banal, chestiile astea le spun de un an de zile, să apară asemenea tebatură în presă. Nu înțeleg totuși ce am deranjat. Ei merg pe schema lor, eu trebuie să gândesc, să salvez viața bolnavului meu, nu înțeleg care este problema. De ce e atât în caz? Bine, m-am îngrozit. Eu am pus și pe Facebook o fotografie de genul ăsta, m-am speriat. Am zis, nu se poate, nu e posibil așa ceva. Nepoțelul meu în Londra, bine, și de 4 ani jumate, aproape 5 ani, nu poartă mască, e clasa 0. În Londra, copiii nu poartă mască. Când i-am văzut la ora de sport, m-am îngrozit, nu știu, cum se poate, cum acceptă părinții? Bun, că profesorul trebuie să respecte regulile școlii, dar părinții cum acceptă? Dar chiar nimeni să nu ia o atitudine?